La mulți ani! Întoarce-te în stânga, în dreapta, spune un la mulți ani celui de lângă tine. Ai ocazie bună să poți să binecuvintezi pe cineva în casa lui Dumnezeu în această dimineață plină de har, de energie, de dinamism. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe cei de-ai casei, pe cei care ne sunteți oaspeți. Suntem atât de onorați să vă putem fi gazdă în această primă duminică a anului 2022. Flavius, te rog să-mi dai telecomanda aia de acolo de jos. Așa, mulțumesc mult. Dragii mei, bun venit în casa lui Dumnezeu. Dacă sunt între voi oameni care sunteți pentru prima dată, aș vrea să-i binecuvântez și să-i binecuvântăm în dimineața asta. Mâna sus, cine ne vizitează pentru prima dată, haideți să-i binecuvântăm în dimineața aceasta. Fiți bineveniți în autentic, ne bucurăm mult de voi și suntem încă o dată recunoscători lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dat. Să avem frați, să avem surori de peste tot. Dragilor, ne așteaptă un an intens. Chiar vorbeam cu Cami zilele astea de sărbători și îmi spunea, mă, nu te-ai gândit să pui un alt slogan pentru anul bisericesc decât provocat? Pentru că, Doamne, tare provocați am fost lunile astea. Tare provocați din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere. Așa că Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult în lunile în care am început anul bisericesc, anul trecut, în 2021, și așteptăm să vedem lucrurile faine pe care Dumnezeu le are pentru biserica noastră în anul care ne stă în față. În ianuarie, Flavius vă va prezenta mai mult, avem un seminar de consiliere, în februarie o conferință în care ne propunem să avem în centru familia, o conferință specială pentru familii, o conferință cu doamnele și domnișoarele în luna martie, un seminar, o conferință despre time management, pentru că ne-am dat seama că toți suntem destul de, hai să zic așa, corigenți la capitolul ăsta în ceea ce înseamnă prioritizarea, valorificarea lucrurilor, oportunităților, și vom avea o conferință faină apoi în luna aprilie, ceva despre finanțe, buget, modul în care Dumnezeu să ne inspire în a ne așeza prioritățile și în zona asta financiară. Deci ne așteaptă lucruri extraordinare și în anul acesta bisericesc prin harul lui Dumnezeu. Apoi o epistolă faină pe care începem să o studiem. Deci pe lângă toate lucrurile pe care le-am făcut deja, sunt convins că Dumnezeu ne va onora cu multe, multe lucruri faine și în anul în care am intrat. Bun, dragii mei, bun venit în casa lui Dumnezeu. Haideți acum împreună să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Am ales pentru această dimineață o pildă cu care am crescut. De când mă știu, în ultima zi a anului se citea pilda smochinului neroditor. De când mă știu, țin minte, asta era pilda. Și cu un glas plângător, mai lasă-l și anul acesta. De când mă știu, era, dacă vreți, strigătul nostru a creștinilor la final de an. În această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, hai să vedem din nou o provocare pe care ne-o face Hristos, provocarea unui nou început. Hai să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva lucruri faine pe care le-am descoperit acolo, și aș vrea împreună cu mine, în această dimineață, să ne uităm într-un text biblic, așa cum îl prezintă evanghelistul Luca, din capitolul 13, și aș vrea să urmărim împreună de la versetul 6 începând. Hai să ne uităm, vă rog, deschideți scripturile, telefoanele, tabletele, ce aveți la dispoziție, nu ne vine să credem, da? Dacă ne auzeau bunicii noștri cu ani în urmă zicând, deschideți telefonul să citim scriptura. Mi-aduc aminte, trăia încă bunica soției mele, bunica lui Cami, și cumnatul meu, Cristi, fratele Cameli, locuiește în Germania. Și într-o zi l-am sunat pe FaceTime, pe Cristi, și am chemat-o pe Buna, cum îi spuneam noi în curte, să vorbească cu Cristi. Se uita la telefon,
se uita la noi, se uita la telefon, se uita la noi, zicea, bă, ăsta-i Cristi. Dar cum de-l văd eu pe el din Germania? Zice, ceva nu-i curat aici. Ceva nu-i curat, ceva nu-i normal. Cum să stea în Germania și eu să-l văd și să vorbesc cu el? Nu se poate. Mintea ei nu putea procesa. Nu putea procesa informația. Iată-ne într-un secol care se dezvoltă cu viteză, așa că n-am nicio problemă să zic deschideți telefoanele, deschideți tabletele, deschideți ce aveți, dar deschideți Scriptura împreună cu noi și haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață. El a spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în vie, a venit să caute rod în el, fii atent, dar n-a găsit. Versetul 7. Atunci a zis lucrătorului, proprietarul, da? A zis lucrătorul, cel de-al doilea personaj uman, a doua ființă umană care intră în scenă. E proprietarul și este lucrătorul. Atunci a zis lucrătorul, iată sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, dar nu găsesc. Te rog, subliniază cei 3 ani despre care vorbește acest proprietar, pentru că vom reveni asupra acestui detaliu. Tai-l! De ce să mai secătuiască pământul? Și această expresie, te rog să o ții minte, noi citim din traducerea Dumitru Corindescu revizuită, pentru că este o expresie care îmbogățește foarte mult imaginea și este total diferită față de expresia folosită de traducerea clasică Corindescu. Repet, vom reveni la toate detaliile. Și versetul 8. Dar lucrătorul i-a răspuns, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta. Îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Și ultimul verset al dimineții. Poate, fii atent, poate că anul viitor va rodi. Dacă nu, îl vei tăia. Dacă nu, îl vei tăia. Acesta este cuvântul dimineții, frați și surori, prietenii casei lui Dumnezeu, dragii mei frați. E o binecuvântare și un har să putem să împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață din acest paragraf superb. Hai să vedem câteva adevăruri și în primul rând te rog să-ți notezi sau să ții minte un adevăr care poate că l-ai mai auzit sau cu care ești familiarizat deja. Iisus obișnuia să vorbească foarte mult în pilde. Pilda este procedeul narrativ la care Domnul Iisus Hristos apela frecvent atunci când vroia să transmită anumite mesaje. Dacă te vei uita în cuvântul Scripturii, vei vedea că cele mai multe dintre mesajele pe care Hristos le rostește sunt de fapt pilde. Da? Pilde. În afară de un discurs foarte lung al Domnului Hristos, cunoscut ca și predica de pe munte, cele mai multe din interacțiunile lui Hristos cu publicul care l-asculta sunt, cele mai multe interacțiuni sunt prin intermediul pildelor. Da? Deci pilda ocupă un loc central în discursul lui Hristos. Are un loc important. De ce? Rabinii obișnuiau să comunice în felul acesta, da? Era un procedeu familiarizat în contextul audienței lui Hristos. Așadar, vrem și noi în această dimineață să înțelegem următorul adevăr. Pildele sunt enunțuri care conțin de regulă un singur adevăr central. Da? Te rog să ții minte încă o dată aspectul ăsta. Sunt enunțuri, sunt comparații extinse, sunt anumite figuri de stil, sau e o figură de stil, da? Care conține de regulă un adevăr central. Noi nu, sau eu personal, dar și în biserica noastră, noi nu suntem genul de interpreți care ne vom uita la fiecare element al pildelor. Nu interpretăm alegoric pildele, da? Se pot interpreta și în felul acesta. Sunt oameni care obișnuiau să le interpreteze așa, dar nu avem decât câteva alegorii spuse de Domnul Iisus Hristos pe care El însuși le interpretează. Pilda neghinei, pilda
semănătorului. Da? Sunt alegorii în care Hristos spune: sămânța-i asta, dușmanul-i ăsta, ăsta-i ăsta, ăsta-i ăsta, pământul ăsta-i pământul ăsta. Le explică. Restul sunt pilde, deci conțin comparații extinse. Dacă vei încerca să intri și să identifici fiecare element, te vei bloca. Vei ajunge într-un drum închis și s-ar putea să nu înțelegi, da? Să nu înțelegi exact ce așa a propus Hristos să comunice prin pildă. Ei, o astfel de pildă ne stă în față. Avem, după cum spuneam, două personaje umane, un proprietar și un angajat, și avem un pom. Da? Eu fac diferența dintre pom și copac, iertați-mă. Copacii săia ornamentali. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă e și corect, dar în capul meu, ca să-mi fie lucrurile clare, pomul e ăla care rodește, copacul e ăla care e ornamental. Așa mi-am setat eu în minte. Avem de-a face cu un pom. Da? Nu l-a plantat proprietarul pentru frumusețea lui. Păi smochinul nu e dintre cele mai frumoase plante, copaci, ce-or fi ele, pe care să le plantezi în grădina ta. Nu poți să zici, wow, ce smochin. Nu știu, ai zis vreodată? A zis, unii au mai zis, wow, ce smochin. Dacă e încărcat cu smochine, exact. Dacă are smochine multe, atunci zic, da, wow. Dar are frunze aspre, când eram copil, mi-aduc aminte, mai de nimerei la, de merei la cules. La cules. Te zgâriau pe mâini. Au un fel de perișori, dacă vă aduceți aminte. În momentul în care rupi frunza sau smochina, elimină un fel de lapte care e un pic așa ca latexul, nu mai ieșea de pe mâini, de pe haine. Deci nu-i wow, domne, ce copac extraordinar. E un pom pe care îl sădești cu un scop pentru a duce rod. Da? Avem, iată, doi oameni și un pom în discuția noastră. Ei, ce surprinde însă în pilda asta, dacă ați fost atenți într-un mod deosebit în această dimineață? Este ceva care surprinde. Nu știm finalul. Nu știm finalul. Este o pildă cu final necunoscut. Ca și genul ăla de seriale la care te uiți și după ce ai stat 10-15 sezoane, cum se încheie? Nu știu. Nu știu. E deschis. Variantele sunt deschise în această dimineață, da? Ei, asta e pilda noastră. Nu știm cum se încheie. Cum se încheie pilda? Două variante, nu sunt decât două variante la care eu m-am gândit, da? Nu pot fi decât două variante. Și prima dintre ele, smochinul nu este tăiat. Asta e varianta noastră. Asta e varianta noastră. Cel mai des folosită la amvoane este varianta asta. De ce? Ne dăm șanse. Ne convine. Iertați-mi cuvântul, este varianta milogului de serviciu. Mai dăm. Mai dăm. Este modalitatea de a ne dezvinovăți, de a ne absolvi pe noi înșine, să ne mai oferim șanse. Poate, poate. Că și textul ne spune, poate, v-am rugat să subliniați cuvântul, poate. Poate, poate vom face ceva diferit anul ăsta. Asta e prima variantă cu care am crescut, da? Cu care suntem obișnuiți. Da? Ne oferim șanse, ne dezvinovățim, poate, poate facem ceva diferit. Acum întrebarea sinceră și aș vrea să ne oprim un moment ca să medităm împreună. Care sunt șansele să faci ceva diferit? Fii onest cu tine. Nu vreau să-mi răspunzi.
Și o întrebare de reflexie. Care sunt șansele să faci ceva diferit? De ce? Este întrebarea leitmotiv, dacă vrei, a predicii. De ce să-ți mai dea Dumnezeu timp? Ce vei schimba? Ce vei face? Ce se va întâmpla în viața ta? Ce ți-ai propus? Care sunt dezideratele la care ai meditat pentru anul care îți stă în față? De ce să mai ai un an? De ce să mai fie generos Dumnezeu cu noi? Ce ne propunem? Ce ți-ai propus? Care sunt lucrurile pe care ți le-ai spus pe foaie? Dacă n-ai făcut-o încă, nu-i târziu. Ia pune-ți pe foaie. Ce ți-ai propus pentru anul acesta? Ai făcut? Atunci de ce ceri timp dacă nu? Să faci ce? Să se întâmple ce? Să ne trezim din nou în 31 sau în 1 ianuarie, anul viitor, spunem, mai lasă-ne una. Și cea de-a doua variantă a pildei, pentru că sunt două variante, smochinul este tăiat. O să vă spun imediat care e varianta mea, dar mai înainte aș vrea să ne uităm puțin în contextul pildei. Aș vrea să facem puțin o intrare în lumea în care Hristos vorbește. De ce? Tocmai pentru a putea să fim convinși că am luat mesajul important, da? Totdeauna contextualizăm și totdeauna contextul, am spus-o în mod repetat în predicările mele, contextul este decisiv în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Poate pentru unii e plictisitor, poate pentru unii induce ideea de studiu, de analiză, dar, dragilor, noi asta facem aici în cuvântul lui, când cuvântul lui Dumnezeu este proclamat. Educăm, expunem mințile noastre la voia lui Dumnezeu, vrem să fim concentrați la ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Nu pentru mine e momentul cel mai intens, în momentul în care studiez cuvântul lui Dumnezeu, să încerc să recuperez contextul, să văd ce au înțeles oamenii din vremea de atunci. De ce? Pentru că atunci sunt sigur că iau cu mine adevărurile lui Dumnezeu corect pentru viața mea. Și atunci m-am gândit la câteva aspecte pe care le-am pus în atenția dumneavoastră. Dacă vă uitați doar câteva versete mai sus, începând cu versetul 1 din capitolul 13, o să vezi un prim eveniment la care Domnul Iisus Hristos face referire. Da? Sunt niște galileieni care s-au adunat la închinare, iar Pilat, guvernatorul, i-a masacrat pe toți. Obișnuia, istoria îl prezintă ca unul dintre generalii romani, guvernatorii romani, foarte cruzi. Nu-i întâmplător, era detașat în Israel un popor care se inflama la prima scânteie, da? Un popor ultranaționalist, oameni rebeli, oameni care își doreau recâștigată mândria națională, oameni care se războiau cu romanii non-stop, încât Pilat a dezvoltat, dacă vrei, un soi de anticorpi, antivirus. Era băgat în calculatorul lui, când vedea un grup mai mare, răzmeriță. Răscoală. Stai mă că ăștia s-au dus la închinare. My bad. Stai mă, ce să fac? Ăsta era Pilat. Când se aduna un grup, în capul lui deja știa, ăștia pun de o răscoală, ăștia pun de o revoltă. A avut multe de înăbușit de-a lungul carierei lui ca și guvernator în provincia asta, Iudeea. Da? Și atunci el reacționa foarte, 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 foarte dur. Își dezvoltase atât de mult ură împotriva izraeliților, încât căuta și pricină ca să-i agite, ne spune istoria. Da? Le călca în picioare simbolurile religioase, a vrut să aducă acvilelele romane și să le pună în Ierusalim, era cea mai mare blasfemie pentru izraeliți, da? Deci era o luptă continuă între cei doi, între Pilat și Israel.
Primul eveniment, masacrarea. Și ăștia vin la Domnul Iisus Hristos și spun, uite ce s-a întâmplat. Uite ce s-a întâmplat. Al doilea lucru, prăbușirea unui turn dintr-o fortăreață a Ierusalimului peste 18 oameni. Nu știm foarte multe detalii despre această fortăreață. Știm că Siloam era un loc dedicat închinării. Probabil că și ăștia erau tot într-un moment al închinării. Nu știm foarte bine cu exactitate ce se întâmplă în contextul respectiv, dar sunt două evenimente marcante cu care cei din audiență vin la Domnul Iisus Hristos. Doamne, dă-ne și nouă tălmăcire. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? De unde am dedus treaba asta? Pentru că în gândirea evrească, în gândirea evrească, atunci când cuiva îi se întâmplă ceva rău, toți căutau să vadă care e răul ăla major, care e răul ăla grav pe care respectivii l-au făcut încât au atras peste ei mânia judecată lui Dumnezeu. Vi se pare diferită gândirea noastră de gândirea lor? Hă? Suntem evrei aici. Da, suntem evrei. Am auzit despre cineva că e în momentul de față în boală. Sigur a făcut el ceva. Sigur a făcut el ceva. Dumnezeu nu bate cu băta. Sigur ceva a făcut el de are momentul ăsta în viața lui. Ăștia erau evrei. Doamne, ce se întâmplă? Îs atât de răi ăia. Nu spune-ne că sunt atât de răi încât datorită răutății lor ascunse, păcatelor lor, Pilat i-a masacrat, s-au picat peste turnul din Siloam. Da? Citeam zilele trecute o știre dramatică despre un... Ăsta cred că era copac. Că pe marginea drumului de regulă sunt copaci. Da? A căzut peste o mașină și a omorât câteva persoane așa. Întâmplător. Clar. Mintea noastră focusată ca și a evreilor pe trebuie. Clar. Erau vinovați. Erau păcătoși notori. Erau răi. Toate calamitățile, toate lucrurile care se întâmplă peste Australia, în momentul în care au venit incendiile care au lovit Australia anul trecut, da, o comunitate depravată, îi pârjolește Dumnezeu. Asta e mentalitatea noastră. Asta e mentalitatea noastră. Întotdeauna focul alții, întotdeauna reflectorul pe alții, întotdeauna alții, ca să nu fim noi centrul analizei, ca să nu fim noi oamenii care stăm să reflectăm, ca să nu fim noi oamenii care ne expunem viața cuvântului Dumnezeu. Ei, ce face Iisus Hristos? Demontează mitul ăsta. Foarte interesant. Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, nu spune Domnul Iisus Hristos, nu au fost mai răi decât voi, nu sunt mai răi decât voi. Îți îngheață sângele în vene, da? În momentul în care tu, ce aștepți? Uite ce a făcut Pilat cu ea. Or fost răi, tu ce aștepți? Da, mă. Nu. O picat turnul Siloamului peste ea, pentru că nu. Nu sunt diferiți decât voi. Iisus demontează acest mit și ce spune Iisus Hristos? Nu erau cu nimic mai păcătoși decât conaționalilor. Cu nimic! Ba mai mult, lipsa pocăinței, și te rog să ții foarte atent acest gând în mintea ta anul acesta. Lipsa pocăinței va atrage același sfârșit pentru toți. Nu moartea fizică e cel mai mare și cel mai groaznic sfârșit, ci această moarte definită ca înstrăinare veșnică de Dumnezeul nostru. Da? Ăsta este, dacă vrei, climaxul discuției. Aici duce Domnul Iisus Hristos discuția. Aici vrea să pună în atenția celor din vremea de atunci. E clar că smochinul este un simbol pentru Israel. E clar că Hristos dorea, prin pilda asta, să trezească pe izraeliți. Nu se trezesc, din păcate. Vedem anul 70, când va veni tăvălugul roman și va rade efectiv de pe fața pământului și templu și tot ceea ce ei credeau că este lucrul cel mai important care îi definește și caracterizează. Nu
s-au trezit, n-au luat aminte la pilda lui Hristos, n-au fost atenți, nu și-au pus mintea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru noi modelul lor ne slujește, cât de-aia-i pildă, modelul lor ne slujește în această dimineață ca și avertisment. Modelul lor este transpus, dacă vrei, peste ani, în Biserica Autentic, în data de 2 ianuarie și trebuie să sune în urechile tale și în urechile mele. Dacă nu este pocăință, dacă nu este pocăință, pocăința nu este o plagă, pocăința nu este ceva urât, pocăința nu este ceva rușinos. A, că de-a lungul istoriei oamenii au pictat în cuvinte și în expresii și în tot felul de sintagme acest termen, este treaba lor, da? Mai ales în perioada comunismă, nu. Pocăința este răspunsul tău și pocăința este răspunsul meu la sfințenia lui Dumnezeu. Este căință, este părere de rău, este regret, este prăbușire înaintea lui Dumnezeu. Asta este pocăință. Doamne, eu degeaba-ți cer un an ca să mă schimb, că n-am nicio șansă. Eu ce-am făcut anul trecut, asta fac și anul ăsta, că eu nu pot să fac ceva mai bine decât am făcut anul trecut. Este conștientizare, este alarmare. Dacă vrei, este prăbușire, cum spuneam lăuntrică, Doamne, nu pot! Cum să-mi propun să fiu mai bun? Dar ce, există vreo terapie? Există vreun curs în 5 pași? Dar ce, există o pilulă ca să mă facă mai bun? De Crăciun fii mai bun. Cum? Cum? Dacă dau o pită sau dacă dau un panetone mai nou, da? Îți mai pun? Cum? Cum? Prin prăbușire. Dacă nu vă veți pocăi, toți, spunea Domnul Iisus Hristos, toți veți pieri la fel. Nu în moartea tragică, nu ăsta este dramatismul poveștii, repet, ci finalul înstrăinării eterne de Dumnezeu. Și atunci, foarte clar vine mesajul pildei în această dimineață și dacă te-ai gândit care este mesajul, am spus că pilda conține un adevăr central, mesajul este unul singur. Îndemnul la o pocăință neîntârziată pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, în dimineața aceasta, prima dimineață de duminică din anul de îndurare 2022, Dumnezeu are pentru tine un îndemn simplu: pocăință. Dumnezeu are pentru tine cuvinte atât de simple, nu sunt sofisticate. Nu sunt sofisticate, încă o dată spun, da? E pur și simplu, dacă vrei, un îndemn atât de clar, atât de simplu. Nu e schimbarea unei religii, cum spunem noi de cele mai multe ori. Nu este schimbarea unor anumite doar aspecte exterioare, ci pocăința asta, repet, este acea prăbușire lăuntrică, e acea conștientizare că eu nu pot să fac nimic bun. Apostolul Pavel spunea el la un moment dat că nimic, cum? Vă aduceți aminte textul? Nimic bun nu locuiește în mine. Nimic bun nu locuiește în mine. Și atunci cum să-mi fixez eu un deziderat anul ăsta? Vreau să fiu mai bun. E utopic. E nerealist. Mă voi trezi la finalul anului ăsta spunând: Doamne, mai dă-mi un an că n-am reușit. Fără această pocăință, fără această prăbușire, fără această, dacă vrei, abandonare, predare în brațul lui Hristos, eu nu voi reuși să fac lucruri pentru viața mea. Tu nu vei reuși să faci lucruri pentru viața ta. De aceea chemarea lui Dumnezeu în această dimineață este: hai să-ți analizezi viața, hai să-ți cercetezi viața, hai să vezi despre ce e vorba. Ei, în lumina acestui mesaj, ideea pildei pentru mine este foarte, foarte clară. Nu există alt răspuns, dacă vrei, din punctul meu de vedere. Da? Alt răspuns nu este decât unul singur, da? La ceea ce ne-am propus. Smochinul este tăiat. Da? Dacă tot e speculativ sfârșitul,
Și dacă spui că nu-i tăiat, tot speculații, nu? Și dacă spun că este tăiat, mi-au zis unii, Silviu, e speculație. Amădouă-s. Speculații. Prefer varianta asta. O să argumentez de ce cred că-i tăiat. O să spun de ce cred că-i tăiat. Da? De ce? Pentru că această variantă mă pune pe mine în poziția unei reflecții, așa cum spuneam în dimineața asta, foarte sănătoasă. Mă pune în poziția care să înțeleg anumite lucruri. Dar răspundeți, te rog, întrebării în această dimineață din nou. De ce să-ți mai dea Dumnezeu timp? De ce mi-ar mai da Dumnezeu timp? De ce mi-ar mai da Dumnezeu timp? Poate că se vor pocăi. Aș vrea în dimineața asta, în dreptul nostru, să scoatem cuvântul poate. Amin? Să scoatem cuvântul poate. Poate este atât de relativ, poate este atât de îndepărtat, poate este atât de nesigur. Și în această dimineață, la final, să spunem cu toată ființa noastră, doar, Doamne, ne vom pocăi prin harul Tău, prin îndurarea Ta, prin mila Ta, prin bunătatea Ta. Dacă Tu ești și aici gata să ne acorzi favor, da, Doamne, ne vom pocăi anul ăsta. De ce am ajuns la concluzia că smochinul e tăiat? Deci, din punctul meu de vedere, stăpânul taie. Citez un bun prieten, pastorul Ghiță Mocan, înscrie în blogul lui, vierul, spune el, are mentalitate de angajat. Mai lasă-l un an. Am job. Ce-mi pasă mie că dă sau nu dă rod? Într-o stație de tramvai apar doi muncitori. Pun, în România se întâmplă. Pun semnele alea, atenție, se lucrează. Pentru că în Germania sau în țările astea dezvoltate nu vei găsi astfel de chestii. Tot un român primește cetățenie în Germania și iese pe stradă să împărtășească cu neamț bucuria acolo a cetățenie. Nu știe cum să formuleze în germană, zice ăla, nu te chinui că eu sârb. Mai întâlnește, nu te chinui că-s turc. Nu te chinui că-s polish. Bă, dar nemții unde-s? La 11? La lucru? Da? Ca să o înțelegi. Mamă, dar de ce e așa de rău la noi? Doi nene pun într-o stație de tramvai semnele și se apucă de lucru. Unu, sapă o groapă perfectă, pătrată, perfect. Muncește la ea, la alt asist. O sapă, frumos, destul de adâncă. O gată de săpat, după ce o sapă, pe ceas ăla care a asistat, mai stă 10 minute și o astupă. Vreo 3 gropi fac așa. O bătrână vine și zice, maică, eu am trecut și prin ceva război mondial. Dar eu așa ceva n-am văzut în viața mea. Păi ce faceți voi aici? Muncim. Păi dă-mi o explicație. Păi zice unul, stați să-ți explic. Zic, stai să-ți explicăm cum. Noi suntem angajații primăriei. Noi, de fapt, suntem 3. Unul sapă groapa, unul pune un copac în ea și celălalt o astupă. Dar ăla cu copacul e bolnav. Și nu a venit la lucru. Și dacă e bolnav, ce înseamnă că noi nu muncim astăzi? Nu? Asta e mentalitate de angajat. Ce, noi nu muncim azi? Bă, dar copacul, nu e a mea, e bolnav. Mie-mi intră bănuțul, mie-mi intră sălărelul, mai lasă-l un an. Un an mi-am asigurat job. În primul rând, uitându-mă
la câteva aspecte despre smochin, am descoperit și în anumite comentarii biblice, dar și în ceea ce înseamnă pomul nostru, nimeni nu se aștepta ca smochinul să dea rod în primii 3 ani. Se spune pentru plantatorii de smochin că în primii 2-3 ani, copacul ăsta, da, e un copac în primii 2-3 ani. E doar copac. Nu dă rod, de obicei. Da? De obicei nu dă rod. El se transformă în pom după aproape 2 sau 3 ani de zile. Deci, cu alte cuvinte, smochinul nostru nu a dat rod în primii 3 ani și stăpânul nu s-a așteptat la rod. Dar se pare că sunt 6 ani. De 3 ani vin, v-am spus să țineți minte, niciun proprietar, niciun stăpân care știe ce înseamnă vie, care știe ce înseamnă smochin, care este familiarizat, nu vine să caute rod în primii 3 ani. Toate comentariile pe care le-am găsit spun așa, proprietarul ăsta a început să-l viziteze în anul 4. Și am venit anul 4, și am venit anul 5, și am venit anul 6 și nu e rod. Nu sunt 3, sunt 6. Pomul nu vrea să răsplătească așteptările proprietarului. Chemarea pildei este clară, pocăința neîntârziată, nu aștepta, nu amâna, nu ai ce să aștepți, nu am ce să aștept, n-am după ce să stau. Domnul Iisus Hristos vrea să ilustreze mesajul apelând la această metaforă, la această, dacă vrei, comparație cu smochinul. Dacă ține minte că în primul rând destinatarii sunt Israel, ce mult har a avut Dumnezeu cu poporul lui. Ce mult har a avut Dumnezeu cu poporul lui. Dacă te uiți în viața ta, faptul că ești aici în 2022, eu știu 30, 40, 50, 60 de ani, 70, nu știu, este cineva peste 70 de ani în sală? Mâna sus dacă e cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da? 70 de ani. Dumnezeu ne-a dat har. Dumnezeu ți-a dat har. Apoi, un al doilea argument care m-a determinat pe mine să cred că smochinul este tăiat este următorul. În varianta Cornilescu clasică, dacă poți cumva, Bogdan, să-mi pui varianta Cornilescu clasică, nu e de cere, m-ar ajuta ca să pot și dacă poți să le pui în paralel. Varianta Dumitru Cornilescu și cu varianta e de cere ar fi și mai, ești un domn. Mulțumesc mult de tot de slujirea ta. El a spus așa, un om avea un smochin, a venit să caute rod în el și n-a găsit, merge mai departe. Da? Aici, perfect. La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Ai spune că face umbră pământului degeaba, este în varianta Dumitru Cornilescu. Dar uite-te, EDCR-ul traduce foarte aproape de sensul original. De ce să mai secătuiască pământul? El nu doar că face umbră pământului degeaba, el consumă resurse. El este, dacă vrei, o piedică pentru celelalte plante din via proprietarului. El, după ce că nu produce, el cheltuiește într-un mod continuu. De aceea, în dimineața aceasta, reflexia ta ar trebui să meargă mult mai profund în această dimineață. Oare nu sunt eu un cheltuitor al harului? Oare n-am consumat într-un mod repetat resursele lui Dumnezeu? 20, 30, 50 de ani? Oare nu în fiecare zi risipesc, că ăsta este cuvântul, de ce să mai risipesc cu el? L-am căutat 6 ani. Nu ne oprim la timp și nu există un timp și nu există neapărat o oră și nu există neapărat o lună și nu există neapărat o zi, ci te rog în dimineața asta să înțelegi mesajul urgenței la pocăință, la schimbare. La schimbare. Dumnezeu ne cheamă în dimineața asta să facem această schimbare. De ce să mai secătuiască pământul? Da? Nu doar că e inutil, ci consumă, nu produce nimic, împiedică dezvoltarea celorlalte plante. Este atât de important în această dimineață să vezi acest pericol pe care îl reprezenta smochinul în textul nostru. Chemarea lui Dumnezeu pentru tine
E una simplă, da? E una simplă. E una atât de simplă. Nu mai risipi anul ăsta. Nu mai risipi, nu risipi harul. Nu risipi oportunitățile. Am stat de vorbă cu oameni în viață și i-am întrebat despre unele, despre altele. Am nu multă experiență cu oamenii, dar am ceva experiență cu oameni și am întrebat pe mulți. Și în ceea ce privește viața de familie, de ce nu și-au constituit o familie, de ce nu s-au dezvoltat în carieră și așa mai departe. Multe interacțiuni pe care le-am avut cu oamenii. Și foarte mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă mi-au spus, știi Silviu, n-am găsit ocazia potrivită. Asta e cel mai mare blestem pentru noi oamenii. Nu există un timp anume, ideal. Nu? Ce fain ar fi să fie timpul ideal. Timpul ideal. Știi când e timpul ideal? Când? Acum. Acum. Dacă aștepți un timp ideal, s-ar putea să rămâi așteptând. S-ar putea să rămâi, cum spune românul, cu buza umflată. S-ar putea să rămâi cu pumnii goi, s-ar putea să rămâi tot timpul cu frustrare, cu dramă. De ce? Pentru că au fost unii oameni care au înțeles că nu există momente ideale. Mâine, când se va așeza, nu știu cum, planetele, când se va găta cu pandemia, păi că nu se gata, când se vor face alea, când se vor... Stai să-mi gata acum proiectele în care sunt implicat. Băi, nu se gata niciodată nimic. Pentru că se termină unele și vin altele, se termină unele și vin altele, pentru că viața noastră este alcătuită din cicluri repetitive. Și ești prins între ele. Și înțeleptul Solomon avea un cuvânt foarte fain. Cine se uită după vânt, știi ce spune el? Nu va semăna. Eu mă apuc să semăn când nu mai bate vântul. Na. Că înainte semănătura se făcea așa. Da? Să nu risipesc sămânță, să nu pierd mult. Na, când nu mai... Așteaptă tu că alții ori mânca în toamnă și tu vei fi greierele ăla ce merge la furnică să cânte sub geam. Cine se uită după nori nu va secera. De ce? Pentru că nu există un timp ideal. Ce fain ar fi să fie un timp ideal. M-a întrebat foarte multă lume de ce am deschis Biserica Taman în pandemie. Nu știu. Nu am răspuns la această întrebare. Pentru că nu există un timp ideal. Cât l-am calculat, cât am socotit, cât am învârtit-o în viața mea. Taman, acum m-am trezit. Dacă ar fi fost după cei mai mulți, n-am fi făcut nimic. E har. E har pe care cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în dimineața asta. Nu-l risipi. Nu-l risipi. De ce? Pentru că Dumnezeu așteaptă rod de la tine, dragul meu ascultător. Dumnezeu așteaptă rod de la tine, Dumnezeu așteaptă rod de la mine. În dimineața asta, chemarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este să aduc rod pentru împărăție. Este să aduc rod pentru împărăție. Ne apropiem de final și aș vrea să spun că sunt și aici două aspecte atunci când vorbim despre rod. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Și Biblia când vorbește despre rod are două semnificații termenul ăsta. În primul rând și cel mai des uzat e... Pe cei ce îi conducem spre Hristos, faptele bune, munca istovitoare, cei mai mulți dintre noi limităm cuvântul rod aici. Da? Noi muncim pentru Dumnezeu și ne străduim și facem tot ce ține de noi și ne luptăm și cu noi înșine și cu contextele dificile. Și bani avem bani, bani avem instrumente, bani avem de toate, bani avem una, bani avem alta. Când am rezolvat una, se strică aia la altă. Mă vorbesc din experiența bisericii noastre de una. Da? Când se ajunge acolo e altceva, când se ajunge acolo e altceva. Și atunci am putea foarte mulți dintre noi să avem o grămadă și o grămadă de scuze, o grămadă și o grămadă de argumente și am spune nu se poate, nu există, dar în ciuda acestor dificultăți, dar în ciuda situațiilor care nu sunt, după cum spuneam, ideale, iată-ne făcând pași, uneori baby steps.
Da? Că mă nervează de nu mai pot uneori situațiile și am și zis, bă, dar parcă nici nu mă mișc. De felul meu, ați văzut că nici n-am stare, sunt dinamic, sunt agitat. Ai, când e mai mare agitația, vine Dumnezeu cu o frână din aia neanunțată. Tuf! Cu nasul de volan. Stai să o luăm mai încet. Sunt bun și baby steps câteodată. Uneori ai impresia că bați pasul pe loc, dar credincioșia se definește și se formează aici. Și atunci când ți se pare că nu te miști mai deloc. Dar cu credincioșie facem treaba pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Amin? Dumnezeu să ne ajute și să vă binecuvinteze, dragă biserică, pentru toată dedicarea și sacrificiul vostru. Însă, în mod special, Biblia mai are o nuanță care este accentuată des și aceasta este nuanța din pildă atunci când vorbim. Aceasta este nuanța. Rod e asemănarea noastră lăuntrică cu Hristos. Este caracterul nostru hristic. Rod nu este doar ce faci, rod definește cine ești. Și în această dimineață chemarea lui Dumnezeu pentru tine este următoarea. Stăpânul vrea să se uite, Silvio, în anul în care ai intrat, tu ai un caracter cristic? Semeni cu Hristos? Sunt omul care îl onorează pe Hristos prin comportament, prin vorbire, prin atitudini, prin alegeri, prin prioritizările lucrurilor pe care le fac. Sunt un om care seamănă cu Hristos. Rod nu înseamnă numai ce muncesc pentru Dumnezeu, nu înseamnă numai ce pun la dispoziția lui Dumnezeu, ci rod e caracterul meu transformat. Este viața mea nouă, așa cum citea Adi la timpul de închinare, e această creație nouă care sunt, viața nouă pe care o trăiești, se vede, ești un om care ești molipsitor pentru oamenii din jurul tău, oamenii cu care interacționezi, oamenii cu care te întâlnești în fiecare zi, să spună, wow, ce-i cu tine, omule, ce ai, ce se întâmplă cu tine, cum de ești diferită, cum de ești diferit, cum te gândești așa de sănătos. Și tu să spui, Hristos mi-a schimbat viața, mi-a transformat mintea și viața nouă pe care o trăiesc nu este una pe care o voi trăi-o într-o zi în veșnicie, ci am început deja să o trăiesc împreună cu Hristos. Mai și se vede. N-ai cum să o ignori. N-ai cum să o ignori. Asta nu înseamnă că sunt perfect, asta nu înseamnă că ești perfect, dar asta înseamnă că ai un caracter hristic. Gândesc și gândești diferit, sunt diferit în toate lucrurile. Este început de an, fă-ți o analiză cât se poate de atentă în dimineața aceasta. Dumnezeu așteaptă de la tine. Dumnezeu așteaptă de la mine să am un caracter preschimbat, schimbat, transformat, dat după chipul Fiului Său. Asta așteaptă Dumnezeu de la mine. Asta așteaptă Dumnezeu de la tine. Să ai un caracter schimbat, transformat, un caracter care să semene cu Fiul Lui. Dă-mi voie să te întreb încă o dată în dimineața asta. Dacă te-ai pune în oglindă, Iisus și tu, semeni cu El? De ce să ne mai dea timp? Să-L risipim? Să-L cheltuim? Să nu facem nimic din ceea ce am promis? Să ne găsim în același punct anul viitor? Nu. Doamne, nu. Noi suntem o comunitate de oameni înțelepți, de oameni care caută ceva diferit, de oameni care înțeleg că viața este compusă din momente și acum este momentul potrivit în care caracterul meu să fie transformat după chipul lui Hristos. Amen?
să fie transformat după chipul lui Hristos. Asta este chemarea pildei. Asta este esența pocăinței. Prăbușirea asta. Da? Prăbușirea mea, renunțarea mea, predarea mea în brațul lui Dumnezeu. Că El să poată să transforme viața mea după chipul lui Hristos. Iar oamenii care mă văd, iar oamenii care te văd, iar oamenii cu care interacționezi, să vină și să zică, incredibil, vreau și eu un caracter ca asta. Vreau și eu ceva ce ai găsit tu. Și viața mea și viața ta să fie, dacă vrei, un magnet pentru oamenii din jurul meu. Pentru oamenii din jurul meu. Pavel spune, miriasmă de la moarte la viață. Știi cum imaginez eu asta? Spuneam celor cu care am mai studiat la Romani, dacă vă mai aduceți aminte. E să te parfumezi. Eu n-am știut, domnule, ce înseamnă parfumat până nu m-am însurat. Da? Parfumat așa, la închieturi, mai pe aici, pe la urechiușe. Nu, m-a învățat doamna. Parfumat, dar în aer. Asta e parfumarea corectă, da? Și te învăluie mireasmă. Și când ești învăluit de mireasmă, cu toți cu care te întâlnești, te întreabă, cu ce te-ai dat? Asta este imaginea descrisă de Pavel. Voi sunteți o mireasmă. Voi sunteți o mireasmă. În jurul nostru miroase, dăm voie să folosesc metafora lui, în jurul nostru miroase a moarte, a disperare, a groază. Când vii tu și când vin eu îmi prospătez aerul, fac lucrurile diferite să se întâmple în jurul meu, ăsta este mesajul pildei. Ăsta este mesajul pildei. Dacă nu te grăbești spre pocăință, destinul este același, spunea Hristos, indiferent cine ești și cum te cheamă. Străinare veșnică de Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în momentul ăsta al nostru de rugăciune, acum la finalul mesajului. Dragul meu, ți-am expus în față un cuvânt pe care Domnul Hristos l-a adresat, așa cum spuneam în primul rând, evreilor. Dar este un cuvânt care este atât de profund și puternic grăitor peste vremuri. Ai cerut un an. De ce? De ce? De ce? Ce vrei să faci cu timpul tău? Ce vrei să faci cu timpul tău? Doamne, dacă până astăzi am risipit, am cheltuit, dacă până astăzi am fost efectiv niște risipitori, am tot zis că facem, dar uite-te la noi, Doamne onest, n-am făcut nimic. Asta e pocăința, dragul meu. Asta e pocăința. Este acel moment al tău acum de sinceritate în care spui lui Dumnezeu, Doamne, am fost un palavragiu, doar gura a fost de mine, iartă-mă, te rog, dar eu nu mă pot face mai bun. Eu nu mă pot schimba, eu nu mă pot lăsa de asta, eu nu mă pot lăsa de aialaltă, eu nu pot să fac nimic. Doamne, am nevoie de harul tău. Am nevoie de mila ta. Am nevoie de intervenția ta miraculoasă. Și în momentul în care Hristos îți ia viața în stăpânire, caracterul tău începe să se schimbe. Caracterul tău începe să se transforme ca să semene cu Lui. Ca să semene cu Lui. Și atunci Tatăl din cer se uită și se uită la caracterul meu frumos și se uită la ceea ce fac apoi frumos pentru împărăție și va spune într-o bună zi, și ăsta este cuvântul pe care vreau să-l aud, bine, rob bun și credincios. Bine, rob bun și credincios. Doamne, spune aceste cuvinte în dreptul tuturor celor prezenți în dimineața asta. Amin? Hai să ne rugăm împreună și apoi să mulțumim Domnului pentru harul acestei dimineții.